ca în vestul sălbatic. Scandalagii cu bâte și topoare au amenințat mai mulți oameni în centrul orașului Bucecea. Cinci bărbați cu vârstele cuprinse între 25 și 43 de ani, domiciliați în orașul Bucecea, județul Botoșani și în comuna Pătrăuți, județul Suceava, sunt cercetați penal de către polițiști pentru comiterea infracțiunilor de tulburare a ordinii și liniștii publice, amenințare și distrugere. Totul s-ar fi petrecut pe 14 februarie, când au amenințat cu fapte și acte de violență mai multe persoane din orașul Bucecea pe fondul unor neînțelegeri mai vechi. Mai mult decât atât, una dintre persoanele vătămate s-a ales cu geamurile mașinii distruse de către acești indivizi. Cei cinci au fost reținuți preventiv pentru infracțiunile săvârșite. Cei cinci bărbați suspectați de comiterea faptelor au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Botoșani, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Botoșani cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Obiectele folosite de către aceștia au fost găsite la locuințele bărbaților, unde au fost organizate percheziții domiciliare. Obiectele contondente au fost reținute pentru continuarea anchetei, reprezentând probe incriminatorii și totodată sunt considerate arme albe. Activitățile au fost efectuate în cooperare cu polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului de Ordine Publică, Serviciului Arme, Exploziv și Substanțe Periculoase, Secției de Poliție Rurală numărul 1 Botoșani și polițiștii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.